dragi șeferiști de pe stadionul Strelițe din Iabloneț. Sunt alături de colegul meu, Marius Bilașco, și o să prefațăm meciul cu FK Iabloneț din această seară. Marius, te salut! Marius, începem o nouă campanie europeană. Ce gânduri începem acest meci? Cu entuziasm și în același timp cu încredere că putem să repetăm performanțele din anii trecuți din competițiile europene. Bineînțeles, asta ține foarte mult de ceea ce vom reuși noi să facem în această perioadă, pentru că este una extrem de, să zic așa, aglomerată, să folosesc un termen mai comun. Avem foarte multe meciuri, avem jucători care au jucat foarte multe meciuri, avem jucători care au unele probleme medicale, dar în același timp sunt încrezător, pentru că am dovedit în momentele grele, să zic așa, că știm să ne unim și știm să ne autodepășim pentru a merge mai departe și, bineînțeles, pentru a face performanță. Marius, întâlnim o echipă din Cehia care în sezonul trecut a terminat pe locul 3, în spatele celor de la Slavia și celor de la Sparta Praga. Cum vezi meciul din această seară? Și te întreb asta și în contextul în care vedem că temperatura nu e una foarte bună pentru fotbal. A plouat, noroc acum la ora la care vorbim noi nu mai plouă, s-a oprit puțin ploaia. Da, s-a oprit, am avut emoții și cu ceața, exact, dacă ți-aduce aminte. Într-adevăr, terenul, să zic, se află în condiții foarte bune și, nu mai plouă, da, și trebuie să ținem cont și de adversar, pentru că este o echipă robustă, o echipă puternică, o echipă cu talie, o echipă foarte bine organizată din punctul nostru de vedere. Nu e întâmplător faptul că a terminat în spatele celor două echipe, celor două forțe, să zic așa, al campionatului din Cehia. Dar în schimb noi trebuie să facem ceea ce știm noi mai bine să facem, și anume acel joc de echipă care întotdeauna ne-a adus, să zic așa, satisfacții și multe bucurii. Sunt convins că, eu știu, suporterii care ne urmăresc de acasă și toți telespectatorii vor fi alături de noi, pentru că avem nevoie ca toată lumea să fie, eu știu, cu sprijinul de la distanță în această seară. De mult le-am postat prietenilor noștri și echipa de start trimisă de Dan Petrescu în teren pentru meciul din această seară. Lipsește Alibek, însă sunt titulari Omrani și Debeliuc împreună. Pe cine mizez că va marca în această seară? N-aș vrea să mă pronunț, n-aș vrea să dau un nume. M-aș bucura să marcheze oricare din jucători, da, și să facem un rezultat bun, pentru că este foarte important pentru moralul echipei și pentru ceea ce urmează să facem în viitor în această grupă de Conference League. Te completezi nu doar pentru moral, ci și pentru țară, pentru suporteri, pentru oraș, pentru toată lumea ar fi important să începem cu dreptul această campanie. Este adevărat, suntem singura echipă din România, exact, care reprezentăm, să zic așa, țara într-o competiție europeană, chiar dacă vorbim de Conference League, dar pentru noi este o mândrie că suntem acolo și sunt convins că, eu știu, toată lumea va fi alături de noi. Mulțumim, Marius, să fie un meci bun. Mulțumim. Doamne ajută, hai CFR!